Bună seara! Bună seara! Spuneți-mi, vă rog frumos, cine v-a spus despre casele de aici, din Good Afternoon Residence? Nimeni. De fapt, am aflat de ele pe site, dar despre cele vechi, despre duplexurile care s-au construit prima dată, dar asta acum 2-3 ani, când am vrut să locuim în acele duplexuri, atunci n-am avut banii necesari. Am mai amânat, se vede că spre bine am amânat, că am aflat despre casele astea, n-am aflat de nicăieri, am venit în zonă să căutăm o casă, o casă pe pământ ne-am dorit dintotdeauna și am dat și peste ansamblul respectiv, care ne-a plăcut, a fost pe gustul nostru și ne-am mutat aici. Și la casă, ce vă place cel mai mult? Acoperiș. Ce anume? Compartimentarea, spațiozitatea, terenul mare. Curte. Și la curte și la teren. Acum am locuit numai la bloc. Diferența e atât de mare încât aș putea să spun că îmi place totul la casă, în sensul că e ceva cu totul nou și e cu totul altă viață. Nu știu cum să mai exprim altfel. Da, găsești mereu ce să faci, e aer liber, e curat, e liniște. Curtea este mare, aveți ce să faceți. Curtea este mare, avem păsărele, șopârlițe, pisicuțe, tot felul de minuni. Mereu e ceva nou, mereu se schimbă ceva, mereu poți schimba ceva față de bloc unde nu puteai să schimbi decât tapetul pe pereți o dată la câțiva ani sau să mulți mobila în casă aici. Mai plantezi un pom, mai pui o floare, mai vezi la vecinul alta, o iau furt și o iei la tine acasă. Da. Cam asta, nu? Și cu ceilalți colegi de cartier, cum vă înțelegeți, practic, cu ceilalți vecini? Din punctul meu de vedere, foarte bine. Sper că n-am supărat pe nimeni până acum. No. E ok, sunt oameni liniștiți cu toții și, în general, e liniște în cartier. Ce mi-am și dorit, nu deranjează nimeni cu nimic, e chiar plăcut. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și multă baftă în continuare. Cu multă plăcere și dumneavoastră la fel. O seară bună.